Și apoi să vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și Domnul, într-adevăr, să fie în viața, în inima noastră, El să aducă pace la Domnul nostru, pentru că în felul acesta vom învăța multe lucruri de la Domnul. Dacă această pace nu lucrește în viața și în inima noastră, toate adevărurile din Sfânta Scriptură nu vor avea nicio influență. Ba, poate una negativă. Auzeam pe cineva spunând un lucru minunat despre Sfânta Scriptură, spunea că această carte poate să schimbe orice inimă, poate să transforme orice caracter. Dar atunci când Iisus nu este primit în inimă, inima devine împietrită și Biblia, în loc să ne schimbe în niște copii al lui Dumnezeu, devenim, de fapt, niște oameni împietriți care respingem și vom respinge toate apelurile pline de dragostea lui Dumnezeu. Însă Domnul Hristos se folosea de aceste cuvinte și ne aduce aminte cumva spunea poate aceleași lucruri. Pentru unii, cuvintele sale aveau să fie o binecuvântare, iar pentru alții aveau să fie martore în ziua judecății împotriva lor. Așa că fiecare dintre noi, pe pământul acesta, cât timp trăim, ne alegem. De ce parte vrem să fim atunci când El va veni? Pentru că ne numim așteptători, nu? Popor adventist. Acelei de-a doua venire a lui Iisus. Aș vrea să vă spun că pentru mine e o mare favoare să mă aflu în această seară aici. E pentru prima dată într-o zi de sabat să fiu în comunitatea Bucov. Am mai fost, cred că, dacă nu mă înșeală memoria, de 3 sau 4 ori. O singură dată încă am mai fost în adunare, nu era într-o zi de sabat. Și cu alte ocazii am mai trecut pe aici. Dar într-o zi de sabat este pentru prima dată și zic e o favoare pentru mine să fiu aici cu frații mei de la Bucov și Domnul să ne dea putere și harul Său ca fiecare dintre noi să putem învăța. Nu de la noi oamenii și toți împreună să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Citeam la deschiderea sabatului și totodată a zilei, a programului în această seară, acele versete din Geneza, capitolul 6, 16, unde ne era descrisă în parte istoria lui Agar. Cred că fiecare dintre noi știm de acea femeie Agar. O femeie care a avut o viață nu chiar așa bună, era roapă, nu? Sfânta Scriptură ne spune că Avram a căutat să modifice într-o oarecare măsură planul lui Dumnezeu și de fiecare dată atunci când noi oamenii intervenim în planul lui Dumnezeu, lucrurile nu merg atât de bine. Agar i-a dăruit un fiu lui Avram. Cele două femei, nu? Soția lui Avram și Agar, au început să se urască una pe alta și în cele din urmă Agar a trebuit să fugă. Nu? Pentru că Avram spune, păi, să dau pe mână, fă ce vrei. În momentul în care a fugit, Sfânta Scriptură ne spune că ea a ajuns în pustie, își dorea moartea, dorea să nu se mai întoarcă niciodată înapoi, nu dorea să mai audă de nimeni și dintr-o dată se întâlnește acolo cu cel care credea că de mult a scos-o din evidența asta, așa nu e Dumnezeu. În clipa aceea, Domnul vine la ea și întreabă, ce cauți aici? Și Agar spune, că am fugit. Pentru că știi, Doamne, situația mea, am fugit de acolo, și știi că eu nu mai mă pot întoarce înapoi. Nu am vrea în această seară să discutăm istoria acestei femei. Și am vrea într-o oarecare măsură să încercăm să gândim că acest caz poate fi cazul fiecăruia dintre noi. În special copiii și eu și noi, fiecare am fost copii. Și poate că obișnuiam sau obișnuiesc astăzi să se ascundă de părinților, noi, la rândul nostru, poate că am făcut-o și noi. Dar este mult mai trist atunci când noi, copiii lui Dumnezeu, încercăm să ne ascundem de Dumnezeu. Pentru că poate am făcut anumite lucruri care nu sunt în tocmai după planul lui Dumnezeu. Am vrea să ne gândim puțin. Cum ne simțim noi știind că cineva este pe urmele noastre și ne vechează și ne urmărește? Știe absolut totul despre noi. Știe când vorbim cu prietenul nostru, știe de afacerile pe care le facem,
știe poate mai mult decât atât și gândurile, cum ne-am simțit. Și știți că lucrul acesta nu este o poveste, este o realitate. Aparent credem că suntem liberi, nu? Dar noi suntem urmăriți la orice pas. Se știe poate mai multe despre noi decât știe cei din familia noastră. Suntem ascultați atunci când ne gândim. Și aceasta este realitatea, realitatea zilei în care trăim. Dar cum ne simțim noi știind de fapt că fiecare convorbirea noastră, atunci când vorbim la telefon, poate cu prietena, prietenul, când dăm mesaje, când suntem pe internet sau oriunde în altă parte, când accesăm anumite pagini, absolut totul este notat. Știți, se discuta despre Facebook și se spunea de fapt că au ei acolo o anumită capacitate de a înregistra nu numai ceea ce căutăm noi pe Facebook sau discuțiile, ci chiar și paginile pe care le accesăm când Facebook este închis. Sau contul este închis. Știu absolut totul despre noi. Și noi aparent credem că suntem în privat, nu știe absolut nimeni nimic ceea ce discutăm noi, dar ei știu mai mult decât poate că știu cei din clasa noastră, din familia noastră. Cu siguranță că ne-am simțit stânjeniți, nu? Chiar se luptă omenirea astăzi pentru individualitate, pentru fiecare să-și păstreze secretul lui. Dar haideți să ne întoarcem puțin, să lăsăm la parte toate acestea, să ne întoarcem la viața noastră spirituală. Ne place să fim urmăriți și nu de oricine. Și să fim urmăriți de Tatăl nostru, Cel prea iubit. El știe mai mult decât știm noi despre noi. Sfânta Scriptură ne spune și aș vrea să amintesc doar câteva cuvinte din cuvântul Său în această seară. Psalmul 139, versetul 1-12, voi încerca să citesc câteva versete de aici. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrunzi gândul. Și avem atâtea exemple în Sfânta Scriptură, nu? Bărbați de credință care se rugau, pentru că nu înțelegeau anumite lucruri din cuvântul Domnului. Daniel, de exemplu, se ruga și spune că el nu a terminat rugăciunea și Domnul era deja lângă el să-i dea răspuns. Câte gânduri nu avem noi, poate și în seara aceasta, și mâine, și ieri, și săptămâna care a trecut. Și Domnul spune că noi doar ne gândim. Și El știe gândurile noastre. Nu vorbim, nu spunem. Avem intenții, avem planuri. El știe totul dinainte. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte. Și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Și versetul continuă și ne spune de fapt că de-am încercat noi să ne ascundem oriunde. Fie sus în cerul, fie jos pe pământ, oriunde am fi, Dumnezeu este alături de noi. E teribil pentru noi câteodată când încercăm să ascundem anumite lucruri de frații noștri, de Dumnezeu, să ne dăm seama de fapt că este imposibil să facem lucrul acesta. Am vrea seara aceasta să înțelegem doar un singur lucru și dacă înțelegem lucrul acesta, cred că nu am petrecut aceste câteva minute aici degeaba, în acest locaș în care se numește Casa Domnului. Am vrea să înțelegem de fapt scopul pentru care Dumnezeu ne urmărește. Pentru că suntem urmăriți. El știe absolut totul. Știe ce gândim în momentul acesta, știe scopul pentru care am venit noi la casa de rugăciune, știe de ce nu am venit la casa de rugăciune, știe absolut totul. Știe de ce am plecat sau nu am plecat, știe absolut totul, ne spune cuvântul Domnului. Vreau să amintesc un gând din Hristos Lumina Lumii, pagina 670. Oricând și în orice loc, în toate întristările și în toate necazurile, când împrejurările noastre sunt întunecoase și viitorul plin de tulburări, iar noi ne simțim fără putere și singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinței. Împrejurările ne pot despărți de orice prieten pământesc, dar nici împrejurarea, nici depărtarea nu ne poate despărți de Mângâietorul Ceresc. Și acum atenție! Oriunde am fi, oriunde am merge, El se află la dreapta noastră. De ce? Ca să ne sprijine, ca să ne ajute,
să ne ridice și să ne îmbărbăteze. Și noi deseori ne ascundem și fugim de Dumnezeu. Hai să fim realiști. În momentul în care am făcut o greșeală, ne-am luat de la Cuvântul lui Dumnezeu, știm clar că am greșit. Care este prima intenție a noastră? Ca și oameni. Să ascund greșeala, păcatul pe care l-am făcut. Să ne... Să spun de fapt că altcineva e vinovat. Să încerc să mă justific. Și de fapt, ce fac eu atunci? Încerc să mă ascund de Dumnezeu. Am vrea doar câțiva pași să îi amintesc în această seară. De ce încercăm noi, de fapt, să ne ascundem de Dumnezeu? 1. Geneza, capitolul 3, versetul 10-11. El a răspuns. Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a zis că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Pentru ce s-a ascuns Adam, Eva? Pentru ce s-au ascuns ei? Spune cuvântul Domnului aici că ei au zis, păi am fost goi. Dar nu și-au făcut ei haine? Așa declară Sfânta Scriptură, nu? În momentul în care au descoperit că slava lui Dumnezeu i-au părăsit, spune că ei au cules niște frunze, le-au cusut și și-au făcut niște șorțuri. Cu toate acestea, și-au dat seama că ei nu pot să stea înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, cu acele șorturi. Și s-au ascuns. De fapt, Domnul, pentru ce venise în acea dimineață, în acea zi? Oare Domnul nu știa că ei au greșit deja? Sfânta Scriptură ne spunea puțin mai devreme că El știe totul, înainte ca noi să facem anumite lucruri. Înainte ca noi să vorbim. Vom vedea la final, de fapt, care a fost scopul pentru care a venit Domnul în acea zi. Și vom înțelege că ori de câte ori greșim, orice am face, niciodată nu trebuie să ne uităm greșeala noastră și să ne ascundem de Dumnezeu. Vom înțelege, dacă Duhul lui Dumnezeu este lăsat să pătrundă viața și inima noastră, vom înțelege că avem nevoie să stăm în prezența lui Dumnezeu, chiar dacă ne considerăm păcătoși. Ba mai mult decât atât atunci. În primul rând, deci, păcatul este cel care ne determină să ne ascundem de Dumnezeu. În momentul în care creșim, nu? Dorim să ascundem lucrul acesta. Haideți să mai amintesc doar, să mai amintim câteva gânduri din Evanghelia scrisă de Luca, la capitolul 15, versetele 11 la 13. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Este un alt caz. Tânărul a căutat să plece departe de tatăl său, de casa sa, să nu mai audă de el. S-o fi săturat de atâtea restricții, nu? Cum de altfel câteodată și la noi. Păi nu-i bine să faci aia, nu-i bine să faci aia, nu-i bine să faci aia. Parcă aparent doar restricții. Dar acum, fiecare dintre noi care suntem părinți, știm ce înseamnă toate acestea pentru copiii noștri. Câtă grijă atunci când pleci de acasă și ei sunt micuți. Și le dai tot felul de instrucțiuni, pentru că dorești ca în momentul în care te întorci să-i găsești bine. Să știi că sunt în regulă. Și le spui, vezi să nu umbli acolo, vezi să nu faci aia, vezi să nu faci aia. Ei gândesc că acestea toate sunt restricții și sunt curioși. Oare de ce o fi zis tata sau mama să nu umblu acolo? Ia să văd ce o fi acolo. Și câteodată se frige. Și apoi încerci să rezolvi problema, nu? Și îți arăți dragostea față de el. Și poate că când crește mai mare, își dă seama, așa după cum și eu mi-am dat seama, nu? Că de fapt nu era nicio restricție, ci totul era doar dragoste. Fiul acesta spune că a dorit și el să vadă, de fapt, cum e departe de tatăl său. De ce? De ce a dorit să plece? Odată păcatul comis, dragii mei, în momentul în care am comis păcatul, după un timp începe să ne placă acest păcat.
Și îl iubim atât de mult încât suntem gata să ne despărțim de tată și de mamă. Cu alte cuvinte, suntem gata să ne despărțim de Dumnezeu. Și aparent spune, păi știi, o fi Dumnezeu Tatăl meu, o fi El Creator, dar vreau să mă simt și eu liber. Și fiecare dintre noi, astăzi, alergăm după această libertate. Deseori greșit, înțeleasă. Tânărul nostru, din această pildă minunată, a dorit și el libertate și a plecat. De ce? Pentru că iubea ceea ce el nu avea acces să facă în casa tatălui său. Și privea la prietenii lui, și priveau cum ei puteau să meargă acolo unde el nu mergea. Nu? Și a zis, bă, tată, gata, până aici. Celălalt care a rămas acasă, nu putem înțelege că o fi fost el mai preas. Când ne aducem aminte momentul în care s-a întors, parcă același lucru. Păi da, dar mie nu mi-ai dat niciodată să mă duc să mă distrez cu prietenii mei. Dar acesta a plecat pentru că el dorea să fie liber. Haideți să vedem mai departe ce se întâmplă. Iona, capitolul 1, versetul 2 și 3. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafa, acolo a găsit o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Un alt om care încearcă să fugă departe de fața Domnului. De ce a căutat el să se ascundă departe de fața Domnului? Aș vrea să înțelegem, de fapt, în primul rând, credința lui era la Domnul. Chiar dacă era un rob al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu apelează la el și îl trimite într-o misiune. Iar el în inima lui spune, știi ce, Doamne? Eu pe oamenii ăia văd atât de păcătoși încât chiar tu nu poți să faci nimic pentru ei. Și dacă eu o să merg acolo, o să fiu desconsiderat, o să fiu batjocorit, o să fiu urlit, și eu nu vreau să se întâmple așa ceva cu mine. Pentru că de multe ori noi ținem atât de mult la personalitatea noastră și nu vrem să fie preferită, nu vrem să se spună absolut de nimic de noi. Și Domnul spune, du-te acolo, pentru că eu te trimit acolo. El spune, da, Doamne, mă duc, dar mă duc în altă parte. Și știm ce s-a întâmplat, cunoaștem istoria acestui bărbat. Dragii mei, în momentul în care păcatul este comis, în momentul în care acest păcat îl iubim și ne înstrăinăm de Dumnezeu, în cele din urmă ajungem să fim niște oameni necredincioși. Să nu mai credem pe Dumnezeu. Și dacă Domnul spune că El va veni, noi spunem, va veni El, dar cine știe când vine, că toți au zis că și nu ne pregătim. Și El spune, și vedem semnele, de fapt, că El este gata să vină și noi, tot aceiași oameni, va poate, cu durere câteodată, o spune, nu, suntem parcă mai începători decât la început. Apare necredința, indiferența, răceala și Dumnezeu parcă înseamnă foarte puțin pentru noi. Aceștia sunt câțiva pași care ne conduce în cele din urmă să fim departe de Dumnezeu. Știți, deseori oamenii au impresia că ei sunt fericiți atunci când sunt departe de Dumnezeu. Așa credea și tânărul din pilda noastră. Așa se gândea că o fi și Iona. Așa se gândea și Agar. Și poate ne gândim și noi să ne simțim fericiți. Undeva unde există libertate de plină. Ne aducem aminte, una din regulile poporului Israel era că atunci când cineva își făcea o casă, pentru că acoperișul era plat, trebuia, spune Sfânta Scriptură, să pună un pălimar, o balustradă, de jur împrejur. De ce? Pentru ca nu cumva cel care se apropia de margină să cadă jos de acolo. Dumnezeu, astăzi, pentru noi, pentru că suntem copiii Săi, construiește acel pălimar în jurul nostru. Iar noi, de multe ori, spunem că nu chiar așa de potrivit. Și avem impresia că suntem fericiți atunci. Dar iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Geneza 4, cu 12 la 14. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Privea și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi.
Iată că Tu mă izgonești azi la fața Ta, de pe fața Pământului. Și eu va trebui să mă ascund de fața Ta și să fiu pipiar și fugar pe Pământ. Cum a considerat Cain această favoare să fie departe de Dumnezeu toată viața lui? O pedeapsă prea mare să o poată suporta. Dragii mei, trebuie să înțelegem că nu suntem fericiți departe de Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că dacă Dumnezeu ne urmărește, o face cu un plan dacă ne iubește. În acea zi, când Domnul a venit și spune, Adame, unde ești? Pentru ce a venit Domnul? Adam a zis, cu siguranță Domnul a zis că în ziua în care vei mânca, vei muri. Gata, acum vine și sentința. Pentru că așa cu șarpele, Dumnezeu e drept, tiran, îți ascunde anumite lucruri, are el planurile lui, nu vrea să te ridice pe tine la nivelul său. Dar pentru ce a venit în acea zi Dumnezeu, Domnul Iisus? Îl cheamă pe Adam și spune, Adam, vine. Doamne, dar vezi cum sunt acum. Adam, e vină la mine. Și are loc acea discuție și încep fiecare să dea vina unul pe altul. Hristosul Vina Lumii ne spune, pentru că atât de mult a iubit Adam pe Eva, a consimțit să mănânce și el în fructul oprit. Pentru că nu dorea să se despartă de Eva. Pentru că o iubea atât de mult. Dorea să-și dea viața pentru ea. Dar în momentul în care vine Domnul înaintea lui și întreabă, Adam, ce ai făcut? Unde era acea dragoste acum? Doamne, Eva, pe care mi-ai dat-o Tu. A dispărut. Am vrea să înțelegem, oricât de fericiți am crede noi că suntem, atunci când Dumnezeu este în viața noastră, în familia noastră, în casa noastră, această fericire nu este trainică. Va dispare în cele din urmă. Și atunci Domnul zice, lasă, nu contează până la urmă. Vă știți mai bine. Și ia mielușe. Și îl aduce în fața lor. Ei nu înțelegeau ce se întâmplă. Și atunci se întâmplă ceva groaznic pentru ei. Ceea ce omul nu văzuse până atunci. Nu ne declară Sfânta Scriptură câți ani au fi trăit Adam. Pentru că înainte de cădere în păcat, zilele lor n-au fost numărate. Dar atunci au văzut ceea ce nu văzuse niciodată. Acel miel își dădea viața. Muria înaintea lor. Sângele a început să curgă pe pământ. Și ei întreabă, Doamne, ce e aceasta? Aceasta e moartea. Moartea pe care voi o meritați. Și într-o bună zi, eu, Fiul lui Dumnezeu, va trebui să fiu răstignit între cer și pământ, pentru ca tu și urmașii voștri să poată să fie din nou de el. De ce a urmărit Dumnezeu pe Adam? De ce ne urmește Dumnezeu pe noi? Dragii mei, dacă am înțelege acest lucru, am încetat să ne mai ascundem de Dumnezeu. Am încetat să mai spunem, păi știi, tata, soțul, soția e vinovat, nu. Eu personal. Și am încercat să venim cât mai repede înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatul. Și Domnul ne va spune că toate aceste păcatele noastre sunt gata să fie iertate. Vreau să amintesc câteva gânduri din parabolele Domnului și apoi cu ajutorul Domnului ne vom despărți prin cântare de închidere această seară. Iubirea lui Dumnezeu, parabole Domnului, pagina 202. Iubirea lui Dumnezeu urmărește încă pe cel care a ales să se despartă de el. Trebuie să înțelegem un singur lucru. A fi despărțit de Dumnezeu nu înseamnă, de fapt, să nu mai vii la biserică. Poți să vii la biserică, dar să fii despărțit de Dumnezeu. Și cuvântul Domnului îmi spune mie și îmi spune nouă în această seară. Iubirea lui Dumnezeu ne urmărește pe fiecare dintre noi. Noi care poate aparent în mintea și inima noastră spunem că eu vreau să fiu un pic mai departe de Dumnezeu. Domnul pune în mișcare toate mijloacele pentru ca să-L readucă în casa părintească. Fiul risipitor, în starea lui nenorocită, și-a venit în fire. El și-a dat seama că toate suferințele sale au fost rezultatul propriei sale nebunii. Toate suferințele sale
au fost rezultatul propriei sale nebunii. Această iubire l-a atras pe el acasă. Dragii mei, dacă suntem departe de Tatăl, prin viața, faptele, vorbele, gândirea noastră, trebuie să înțelegem că acea dragoste a lui Dumnezeu, așa după cum este descrisă în Calea pe Hristos, la cruce, la Golgota, acolo putem înțelege adevărata valoare a unui suflet. Acea dragoste a lui Dumnezeu ne cheamă acasă pe fiecare dintre noi. De ce să privegem? De ce să alergăm? De ce să găsim fericirea în altă parte decât în a studia Cuvântul lui Dumnezeu? Ridică-te și mergi la Tatăl tău. El va veni să te întâmpine cât încă ești departe. Dacă faci numai un singur pas spre El în pocăință, El se va grăbi să te cuprindă în brațele infinite sale iubiri. Tatăl vostru Ceresc vă va lua hainele mânjite ale păcatului. În minunata și simbolistica profeția lui Zaharia, marele preot Iosua, stătea îmbrăcat în haine murdare înaintea Domnului. El simbolizează pe cel păcătos. Și cuvântul Domnului a fost rostit. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi Domnul a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine înregirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Și a pus o mitră curată pe cap. L-a îmbrăcat cu haine. Tot astfel Dumnezeu ne va îmbrăca cu hainele mântuirii și ne va acoperi cu mantaua izbăvirii. Hristos în Lui 206. Dragii mei, aceasta este dragostea lui Dumnezeu care ne urmește pe fiecare dintre noi. Dacă ne simțim părăsiți, trebuie să înțelegem că există cineva sus care ne iubește și care ne urmărește. Și nu ne urmește cu gândul ca să arate cu degetul, așa cum deseori noi credem. Știți, noi îl socotim pe Dumnezeu ca unul care, și este dureros să o facem, ca unul care stă la pândă și ne urmărește și așteaptă să greșim. Nu, acesta este gândul vrăjmașului, dacă gândim în felul acesta. El vede că avem nevoie de ajutor și în momentul acela primite ajutor și caută să ne ridice. Haideți să încercăm să terminăm cu această revolta noastră împotriva lui Dumnezeu. Să lăsăm să ne conducă El. El știe mai bine ce ne trebuie. Pentru că El ne iubește. Pentru că El ne-a făcut. Și dorește din nou să fie mai bun. Haideți în această seară să ne rugăm ca Domnul să ne dea puterea aceasta. Să descoperim dacă suntem departe de Tatăl nostru. Să descoperim dacă cumva ne-am înstrăinat de Dumnezeu. Să ne întoarcem la El. Și spunea cuvântul Domnului. Un singur pas dacă facem în această seară. El este gata să facă restul. Este gata să ne ia în brațele sale. Să ne ducă înaintea Tatălui și să spună, Tată, pentru acesta mi-am dat viața. Domnul să ne ajute ca să putem face lucrul acesta. Și Lui să aducem slavă pentru toate. Amin.